Bună seara tuturor, vă spune de pe arena Dr. Constantin Rădulescu, Mădălin Negoiță. Vom urmări împreună confruntarea dintre CFR Cluj și Maribor, ultimul examen, ultima sesiune de admitere în Europa. În această seară se decide totul, se decide în mare parte și destinul, măcar financiar sau în mare parte, al echipei campioane, bonusuri consistente oferite chiar și de Conference League. Spațiu Bârnici întâmpinat de Manea. Bârnici continuă, careu, scoate scufet, prima șansă în gen tușă pentru urcarea lui Manea, poziție bună, își face mingea pe stângul, vine Deac, prelungește la bara a doua, e bună! 1-1 la ocazii mari în doar 13 minute. A curs perfect această fază. Yeboah dă fără forță, dar nici nu prea avea cum la această minge, doar lobată, n-a venit tare. Pasă pentru Betancourt într-o poziție excelentă. Betancourt, un dribling, Betancourt încă o dată, apoi îl ia la țintă pe Bergsen. Sare Iuri, nu mai poate urmări însă nimeni. Ba da, Yeboah, oh, bară! Portarul advers. Oh, ce ocazie, Yeboah. Manea, sare Yeboah. Zvec, poziție bună, Zvec pe spate, gol! Ce execuție! Cu adevărat magnifică! Gol european înscris de CFR. Este golul care ne duce în Europa. Și este un gol care cu siguranță merită să fie pe genericul acestei competiții. Ce meci închis, ce meci încâlcit. Maribor, un adversar sâcâitor, nici prea bun, nici prea rău. Dar așa se aduce o calificare cu adevărat spectaculoasă în Conference League. Este poate golul serii. Bulos Lovro Zvec, fost jucător în campionatul Sloveniei. 1-0 în prelungirile meciului. Și este fluier de final. Fotbal european în grupele Conference League. Răbufnirea lui Dan Petrescu, toate frustrările se șterg cu buretele în această seară. CFR Cluj se califică în grupele Conference League. Avem deja două echipe. O așteptăm și pe a treia. Poate fi un nou moment pentru întreg fotbalul românesc. Câte nevoie era. Bucurie de nedescris la mijlocul terenului între jucătorii CFR-ului. Victorie uriașă, gol fabulos reușit de Zvec.